Și patinoarul din Drobeta, Turnul Severin, a fost deschis sâmbătă seara. Autoritățile locale au vrut să facă o surpriză tuturor iubitorilor sporturilor de iarnă și astfel au ales să dea drumul la distracție de Sfântul Andrei. Două zile, severinenii și nu numai au avut ocazia să patineze gratuit și să se bucure de peste 200 de patine noi. Sâmbătă seara s-a dat drumul la distracție în Drobeta, Turnul Severin. Sute de persoane au fost prezente la patinoar, unde au îmbinat distracția cu sportul. Cei mai fericiți au fost copiii, care abia așteptau să se dea cu patinele. A treia oară de când patinez, îmi place super mult și cred că o să mai vin. Mai patinat. Și cum ți se pare? Frumos, n-ai ce să zic, n-am cuvinte. Vei mai veni? Da. Super fain, abia aștept să mai vin. E chiar genial. Mă bucur foarte mult că sunt foarte mulți copii și mi-e place foarte mult să patinez. Simt o adrenalină foarte mare în corp. E un lucru bun pentru noi, pentru oraș, că avem acest patinoar, îl întreținem și îl sprijinim în fiecare an. Copiii să facă sport, să se miște, chiar dacă nu suntem noi un oraș cu sporturile de iarnă, dar cel puțin un patinoar putem să întreținem și să îi aducem pe severineni, cărora le place să patineze, cei care vor să învețe, să vină aici. Mă bucur, în primul rând mă bucur, cu cât vin mai mulți copii. Anul acesta, până la numărul 39, am făcut un efort financiar și am cumpărat patine noi. Intrarea la patinoar a fost liberă în acest sfârșit de săptămână, iar de luni costurile vor fi modice. 5 lei pentru cei care vin cu patinele lor și 6 lei pentru cei care le închiriază. Începând de astăzi până mâine, va fi deschis gratuit pentru toți iubitorii acestui sport. Începând de luni vom intra în program normal, adică de luni până vineri de la orele 14:22, sâmbătă și duminică de la 10 la 22. Costurile au rămas aceleași ca în anii anteriori, adică 5 lei cu patinele lor și 6 lei cu patinele noastre. Ca element de noutate, după cum ați observat, au fost înlocuite cele 200 de patine. Iubitorii sporturilor de iarnă se vor putea bucura de patinoar până în luna februarie.